La Olimpiada Națională de Biologie, găzduită de municipiul Târgu Mureș, vor participa cei mai buni elevi din domeniul biologiei, care, alături de profesori însoțitori, vor petrece 5 zile pline de activități în frumoasa urbe de pe Valea Mureșului. Duminică, 5 aprilie, la Palatul Culturii a avut loc deschiderea oficială a Olimpiadei, iar miercuri, 8 aprilie, ora 18, va avea loc gala laureaților din Târgu Mureș. Este un pas natural, normal, între învățământul preuniversitar și cel universitar, pentru că se presupune că foarte mulți dintre olimpicii la biologie vor deveni ulterior studenți la medicină. Eu îmi doresc să devină studenți la medicină la Târgu Mureș. Vom face un bilanț la sfârșitul acestei întâlniri, dar cred că nivelul științific al acestei olimpiade va fi unul incomparabil cu alte olimpiade de biologie și cred că noi, UMF-ul, avem ce arăta celor din toată țara. Municipiul Târgu Mureș are ocazia de a găzdui în perioada 5-12 aprilie trei olimpiade naționale, atât cea de biologie, cât și de limba și literatura română și religie în limba maghiară. Județul Mureș dovedește și prin acest fapt capacitățile organizatorice de care dispune. Ministerul a avut încredere în forța noastră de a organiza trei concursuri. Discutăm de peste 800 de copii participanți, circa 200 de cadre didactice care vin să concureze aici, la Târgu Mureș. Cu ocazia desfășurării celor trei concursuri, în județul Mureș vor fi prezenți peste 3.000 de copii din toată țara, cadre didactice și reprezentanțe Ministerului Educației și Cercetării Științifice.